Salutare, astăzi am aici doi Winnie the Pooh, unul de plus și unul superb care astăzi face o lună. Așa că, pentru că v-am promis că o să vă povestesc toată experiența mea cu nașterea de până acum, astăzi vă povestim și cum a decurs prima lună cu bebele nostru Milan. Bine, mami, salut! Salut! De-abia aștept să vă povestesc toată experiența mea, pentru că a fost una foarte plăcută. Cu bebele nu mai spun, în fiecare zi sunt fascinată de el. Seara mereu îl analizez, mă uit la el, așa e, mami, da. Tot timpul mă uit la el, mai ales când este culiță plecat, îl pun în baby nest și doarme lângă mine în pat și îi analizez fiecare mișcare și fiecare respirație. Așa e? El acum se obișnuiește cu luminile, cu tot, întoarce capul după noi. Chiar ne place foarte mult, dar haideți să vă povestesc cum a început totul și cum a decurs nașterea mea. Înainte să încep a vă povesti tot ce am de gând să vă spun aici pe vlog, vreau cumva să dedic vlogul ăsta, bineînțeles, lui Milan. Și atunci când se va uita, sunt sigură că o să se uite când o să crească mare și o să vadă toate videoclipurile pe care le-am făcut noi de-a lungul timpului. Vreau să știi că te iubesc din tot sufletul meu și s-a născut în mine o iubire pe care nu am mai simțit-o niciodată și niște sentimente pe care mi-e greu să le explic în cuvinte. Și toate astea se datorează venirii tale pe lume. Mi-ai dat un nou sens vieții. Asta este cadoul cel mai frumos de la Dumnezeu. Și bineînțeles, pentru toată perioada asta de sarcină și pentru faptul că am avut curajul și m-am ambiționat atât de mult să nasc natural, să fac toate lucrurile astea, vreau să-i spun mamei mele că îi mulțumesc pentru tot. Pentru că acum îmi dau seama ce înseamnă să fii mamă, ce înseamnă oboseala, ce înseamnă nopțile nedormite, ce înseamnă răbdarea pe care trebuie să o ai în creșterea unui copil. Pentru că, practic, dai viață unui suflet care nu are discernământ, nu cunoaște nimic și tu trebuie să îl îndrumi în tot procesul lui de a se dezvolta. Și asta mi se pare o treabă foarte grea de făcut. Unde ai nevoie de foarte multă iubire și răbdare. Așa că acum realizez cât a tras mama mea pentru mine și vreau să îi mulțumesc mult pe această cale și să-i spun că ea a fost sursa mea de inspirație mereu. Și acum să vă povestesc, bineînțeles, despre cum am născut și de ce m-am decis să fac asta. A fost momentul în care am realizat ce experiență faină am avut. Bineînțeles că au fost și părticele negative, dar ce vreau să vă spun aici este că de obicei auzim despre naștere faptul că este ceva foarte complicat, pe multe femei le traumatizează, unele poate chiar nu mai vor să aibă un al doilea copil. Auzim că nașterea naturală este foarte dificilă, că o să vezi tu ce dureri o să ai, deci femeile în general tind să te pregătească psihic cumva într-un mod negativ, să ai grijă, nașterea va fi ceva foarte dureros de care își aduc aminte nu tocmai cu plăcere. Simt să fac asta pentru femeile care sunt însărcinate, pentru că de multe ori ai nevoie de vorbele astea și nu de frica aia de naștere. Tuturor ne este frică, mie mi este frică de durere, de nu vreau să vă descriu în cuvinte și pentru asta tot am avut curajul să nasc natural. Și de ce spun asta? Este pentru că de multe ori mi se spun vorbe grele despre toată experiența asta legată de naștere și se bagă așa frica în noi. Eu am hotărât și am plecat cu mindset-ul ăsta de când am rămas însărcinată, că toate o să decurgă bine și de multe ori mă gândeam, nu, sarcina mea a fost ok, nașterea mea va fi la fel de ok și nașterea mea vreau să fie una rapidă, să nasc repede și să scap oarecum repede de durere. Și tot timpul aveam chestia asta în minte, dar îmi era cumva rușine să o spun femeilor care povesteau despre experiențele lor cu nașterea, pentru că eram singura la care se gândea că nu, la mine nu o să fie așa, pentru că nu voiam efectiv să las gândurile negative să îmi influențeze starea. Și ceea ce vreau să vă spun celor care mă urmăriți și vă uitați la vlogul ăsta este că vreau ca vlogul ăsta să fie unul de încurajare
Și să știți că, deși te temi de tot ce urmează, corpul nostru a fost construit să dea naștere. Dacă ți-a fost dat și Dumnezeu a lăsat să ai un copil, înseamnă că ești capabilă să naști natural. La mine a venit săptămâna 40. Tot așteptam, cât a fost culiță, pleca la Survivor, toată lumea spunea să nu fac efort pentru că risc să nasc mai repede și eu țineam foarte mult ca, adică aveam ultimă speranță că el o să fie aici, așa că tot evitam efortul, bineînțeles că și familia nu mă lăsa să depun niciun efort și evitam efortul astfel încât să ajung la termen. După ce a venit el, nu mai nășteam o dată, după cum ați văzut și pe vlogul lui, trecuse o săptămână și abia apoi am născut. Când m-a dus la săptămâna 40, doamna doctor mi-a spus că deja sarcina este avansată, copilul este mare, îi făceau măsurătorile și pentru craniu și îmi spunea că este destul de mare și nu știe dacă o să mai pot naște natural și ea mi-ar sugera să rămân, să încercăm să îmi induc nașterea. La care eu, chiar când am împlinit 40 de săptămâni, când am auzit că trebuie să mă gândesc să iau o decizie dacă să rămân să-mi inducă travaliul sau nu, i-am zis, aoleu, eu am nevoie să mă duc în oraș, să beau o cafea, să mănânc ceva, să mă relaxez și bine, o să vin astăzi, vă sun dacă vin astăzi. După care am ieșit la o cafea, în ziua aia a fost destul de bulversată pentru că te gândești că dacă îți dorești atât de mult să naști natural, există șanse ca dacă copilul se dezvoltă în continuare foarte bine și a în greutate, craniul crește în continuare, este probabilitatea să nu poți naște și în capul meu se băteau două lucruri, măi, fie profit acum și încerc, fie mai aștept. Și atunci mă tot gândeam la mama mea, care atunci când m-a născut, eu am fost destul de mare, am avut 4,3 kg și maica mea era foarte mică, avea 55 de kilograme cu mine însărcinată, deci era foarte slabă și mă gândeam mereu, băi, eu sunt mare, adică am o constituție mare. Mă gândeam, dacă maica mea a putut, sigur pot și eu. Și apoi mai aveam câteva exemple, doar că până să mă eliberez mintea și să mă gândesc la lucrurile pozitive la care trebuie să mă gândesc și mai ales la faptul că eu simțeam că nu acum este momentul. Și asta vreau să vă spun și voi, este foarte important să te ghidezi după instinct, pentru că mai ales în momente de genul ăsta, corpul tău spune ceva, creierul la. Iar dacă eu nu simțeam că astăzi trebuie să merg să mă internez încă să-mi provoace travaliul, am simțit să o sun pe doamna doctor și să-i spun că mai amânăm câteva zile. Apoi m-am dus mai des la control și i-am spus că eu vreau să aștept până când o să mi se declanșeze travaliul, iar dacă chiar în momentul ăla nu o să pot să nas natural pentru că va fi copilul prea mare, atunci o să facem cezariană. Dar i-a spus că și așa eu vreau să încerc. Eram conștientă că oricum lucrurile se întâmplă când va fi să fie și când vrea Dumnezeu, așa că ușor, ușor am început să nu mă mai gândesc la când și cum se va întâmpla, deși îmi doream să se întâmple, pentru că eram nerăbdătoare să îl cunosc pe Milan și în același timp eram deja și obosită. După ce așteptarea a luat sfârșit, vreau să vă povestesc neapărat ziua nașterii, pentru că m-am dus la ora 9 dimineața, noi am luat în chirie un apartament care era exact peste drum de clinică, nici nu l-am mai trezit pe culiță, am lăsat bagajul acasă și kitul de celule STEM, ca el să mi le aducă în momentul în care o să vin să stea cu mine în travaliu, pentru că se dăduse lege cu câteva zile înainte, am fost foarte norocoși din punctul ăsta de vedere, că s-a dat o lege prin care permiteau taților să vină să stea cu femeia în travaliu și după naștere. În ziua în care am împlinit 41 de săptămâni, m-am dus la un nou control, fără să-l trezesc pe culiță, fără să-i spun nimic, și aveam o mică contracție, exact așa mi-a spus doamna doctor, că am o contracție minusculă și dacă vreau să mă interneze. Am stat puțin pe gânduri, dar am zis, bun, haide să vedem ce se întâmplă, dacă tot am 41 de săptămâni, doamna doctor mi-a explicat că după 41 de săptămâni riscurile sunt mai mari, atât pentru bebe mai ales, cât și pentru mamă și el ar trebui monitorizat cam foarte des, nu mai ținea de zile, ci de ore.
mi-a explicat cum îmbătrânește placenta, de ce ar fi mai bine să rămân, să vedem, mai bine să fiu sub supravegherea lor decât să merg înapoi acasă. Așa că i-am trimis mesajul lui Culiță, i-am spus când se trezește să mă sune. M-a sunat la 1:30 pe video pentru că mai avea depus câteva lucruri în bagaj. Și i-am spus că nu are rost să vină pentru că mie toată lumea mi-a spus că la prima naștere travaliul durează foarte mult și toată lumea băgându-mi ideile astea în cap, eu m-am așteptat cumva să vină niște dureri din astea foarte mari și să dureze travaliul foarte mult, pentru că așa mi-a spus, chiar și doamna doctor mi-a spus că stați liniștită că la prima naștere nu o să nașteți în doar o oră, două, trei. Și atunci mi-am format cumva ideea asta că nașterea se va petrece, nu știu, ori pe seară, ori mâine dimineață. Și atunci am spus lui Culiță, nu, n-are rost să vii acum, dacă vrei, du-te la sală, fă-ți treaba și apoi vii când termin, că oricum o să rămâi aici cu mine în travaliu. Am vorbit la ora 1:30, la ora... Bine, a început să-mi am niște dureri pe la ora 12, cam așa, dar nu erau foarte semnificative. Vă spun că după ce am vorbit cu el la telefon, la ora 2 m-au apucat contracțiile. Niște contracții puternice. Și aveam o aplicație pe telefon, nu voiam să monitorizez, deși era monitorizată de ei, voiam să văd și eu la cât timp am contracțiile. Vreau să vă spun că au venit atât de des încât nici măcar nu mai puteam să le țin, să țin pasul cu ele. Și am renunțat, sincer, să mai țin vreo evidență. M-am dus în sala de naștere, m-au verificat, eram dilatată deja. Eu am făcut epidurală. Și doamna doctor mi-a spus atunci că mă dilatasem foarte repede și că mi-a făcut epidurala, dar din câte am înțeles nu și-a mai făcut efectul la fel de mult. Apoi îl sunam pe Culiță când am văzut că mi-au durerile, medicii îmi spuneau să îl sun să vină cu kitul de celule stem ca nu cumva să nasc și el să nu fie aici. Așa că îl sunam în disperare, el era la sală, bineînțeles. După aceea m-a sunat să mă întrebe dacă s-a întâmplat ceva și am zis hai repede că o să nasc. A venit în jur de ora 4, a mai stat acolo puțin, iar eu la 4 și 10 am născut. Așadar, travaliul meu, durerile mele au ținut cam 2 ore. Vreau să vă spun că nașterea a fost superbă, a durat foarte puțin, deci eu nu mă așteptam la așa ceva. A durat, nu știu, am împins de vreo 4 ori și a ieșit bebele. M-am uitat efectiv să văd cum este, deci a fost, nu știu, mi-aduc aminte clipele astea cu cea mai mare bucurie. A fost superb. Durerile, vreau să vă spun că dispar instant. La mine durerile și cred că poate să-mi confirme orice mămică care a născut natural, durerile dispar instant. Vine o fericire foarte mare. Deci când îți pui copilul la piept, nu știu, nu am cu ce să compar. Și durerea dispare instant. Încât eu mă minunam. Eu eram atât de fascinată de faptul că am născut și am avut o experiență atât de faină și că mă bucuram că nu am ascultat de nimeni și nu am lăsat gândurile negative să mă bulverseze. Iar după ce am născut, le spuneam în continuare doamnelor din sală, o lună o să mă mai minunez de tot ce înseamnă experiența asta cu nașterea, pentru că eram fascinată cât de simplu a fost... Câte emoții am avut, cât mi-am dorit să nasc atât de repede, să fie o experiență frumoasă de care să-mi aduc aminte cu drag și a fost o experiență superbă. A fost un singur lucru negativ. După ce am născut, am eliminat un hematom și am pierdut destul de mult sânge, iar a doua zi a fost nevoie să îmi fac o transfuzie pentru că aveam o anemie foarte mare. M-am speriat puțin când am auzit că este vorba despre o transfuzie, doar că având o anemie așa de mare, fierul, chiar dacă mi-l băga pe vene, nu prea își făcea efectul foarte tare, însă după transfuzie m-am simțit foarte bine. După ce am eliminat hematomul respectiv și când au vrut să mă duc în salon, am și leșinat, că tot din cauza asta, dar după ce mi-au făcut transfuzia, am fost foarte bine. Deși înainte priveam nașterea naturală mult mai ok decât nașterea prin cesariană, acum am o mare apreciere pentru femeile care dau viața unui om și asta nu contează cum o faci.
pentru că sunt niște dureri groaznice și la cezăreană și sunt dureri și în timpul în care te recuperezi după o naștere naturală. Cine spune că îți revii automat după, nu e chiar așa, adică ți-a și ție timp să te recuperezi după o naștere naturală, dar oricum ar fi și oricum ai vrea să naști, orice ai vrea să faci cu corpul tău, fie că vrei să naști prin cezăreană, fie că vrei să naști natural, este strict dorința ta, este strict ceea ce te face pe tine fericită, iar părerile celor din jurul tău nu ar trebui să conteze deloc. Pentru că tu știi cel mai bine ce se întâmplă cu corpul tău, tu știi cel mai bine cât poți suporta și tu știi cel mai bine ce frici ai. Este cel mai bine, din punctul meu de vedere, să încerci să te înconjuri de oameni pozitivi și să citești cât mai mult. Deși eu am fost întrebată de multe ori, de ce tu îți iei atâtea cărți și tot citești, ba despre sarcină, ba despre naștere, ba despre crescut copii, pentru că asta nu se face după carte, se face după instinct. Eu, din contră, cred că este foarte bine să fii informat, că este normal să faci lucrurile după instinct și este normal să faci lucrurile așa cum simt și eu. Asta am făcut întotdeauna, doar că eu am preferat să fiu informată din toate punctele de vedere, pentru că în sarcină am vrut să știu de ce mi se întâmplă anumite lucruri. Cu creșterea copilului la fel, vreau să absorb cât mai multe informații pentru că vreau să-mi cresc copilul într-un mod armonios. Și vreau să știu în momentul în care, de exemplu, acum are saltul mental, a avut puseu de creștere și vreau să știu în momentul în care copilul plânge fără motiv sau vrea foarte mult la sân, este obosit sau nu doarme, nu mai doarme decât 15 minute, vreau să știu de ce se întâmplă lucrurile astea. Și asta nu pot să știu decât dacă sunt foarte bine informată. Legat de alăptare, și asta a fost o consecință a faptului că anemia mea a fost foarte mare, că am primit destul de multe calmante, vitamine, am fost hidratată cu perfuzii, cu tot felul. Lactația mea a întârziat câteva zile și bineînțeles că în clinică și apoi când am venit acasă a trebuit să-i dau copilului supliment de lapte, pentru că deși nu-mi doream și era ultimul lucru la care mă gândeam, pentru că am vrut totul să fie natural, nu m-am așteptat la asta și, sincer să fiu, a fost un lucru care mi-a scăpat și nu m-am documentat despre asta. Mă gândeam că o să mă documentez despre alăptare după ce nasc, dar mi-ar fi plăcut să știu mai multe lucruri dinainte. Dar fiind faptul că am trecut prin experiența respectivă, lactația a întârziat și după ce am venit acasă, am avut în jurul meu câteva persoane care efectiv mă întrebau prea mult despre alăptat. M-am simțit oarecum stresată din cauza faptului că eu credeam că procesul ăsta este unul foarte natural, care vine așa fără niciun pic de efort. Credeam că în momentul în care naște o să vină și lactația, dar ea de obicei, mai ales la prima sarcină, întârzie puțin. Dar ce vreau să vă spun și vouă este să faceți totul așa cum simțiți, să luați lucrurile cu calm, să știți că alăptatul este un proces, că vor fi dureri de mameloane. Dacă vă doriți foarte mult să alăptați și nu veți avea suficient lapte, va fi stresul ăla că nu vrei să-i dai copilului lapte praf, pentru că știm din bătrâni că nu este bun, dar eu am ajuns la concluzia că dacă este făcut și este pe piață și sunt variante foarte bune, de ce să nu fie bun pentru copil? Bineînțeles că laptele matern este cel mai bun, însă dacă unele dintre voi nu aveți sau este nevoie să suplimentați alăptatul cu formulă, este ok, așa cum vă doriți voi. Și eu cred că cel mai important este nu cum îți alăptezi copilul, cred că cel mai important este ce fel de mamă ești. Cred că nu contează dacă îl pui la sân și dai și biberon, pentru că nu o să se obișnuiască, pentru că ei sunt făcuți, noi suntem făcuți să ne placă lângă mamă, așa cred eu. Și pe mine nu m-a speriat lucrul ăsta că dacă îi dau și biberon o să îmi refuze sânul, pentru că nu am simțit asta și nu s-a întâmplat. Eu încă îi mai dau, sincer, nu știu, o dată de două ori pe zi, când fie că nu mai vine, fie că nu mai vrea sau nu știu, fie că este prea înfometat,
Îi mai suplimentez câteodată și cu formulă și pentru asta copilul se dezvoltă foarte bine. Sunt atât de mulți copii, sunt milioane de copii în lumea asta care au crescut cu lapte praf și credeți-mă, sunt sănătoși. Și ca exemplu mă am pe mine, faptul că mama mea m-a alăptat exclusiv la sân. În momentul de față eu am o boală autoimună și asta nu m-a ajutat cu nimic. Adică dacă este să ai o complicație de-a lungul vieții din ceea ce privește sănătatea, oricum o vei avea și că ești alăptat cu lapte praf și că ești alăptat cu laptele matern. Adică eu cred că dacă este să ai ceva probleme de sănătate, oricum le vei avea. Așa că înconjurați-vă de oameni care vă încurajează, care vă apreciază și, din punctul meu de vedere, evitați oamenii care încearcă să vă cicălească sau să vă spună că este greșit să nu se alăptezi copilul cu laptele tău și mai ales în momentul în care tu îți dorești atât de mult și nu reușești sau ai alte complicații. Eu, sincer, îmi doresc foarte mult, nu am renunțat. Culiță câteodată se trezește și dimineața sau noaptea și îmi spune că mă apreciază pentru că nu renunț eu, efectiv nu renunț și pentru că nu am renunțat, am lapte în continuare și îl hrănesc pe bebe de fiecare dată când este nevoie. În creșterea unui copil ai nevoie de foarte, foarte, foarte multă răbdare. Încă un lucru ce ni se spune și pe care, la care mă gândeam și eu înainte să nasc era faptul că vreau să nu îl țin atât de mult în brațe. Toată lumea îți spune să nu ții copilul atât de mult în brațe, că se învață în brațe și nu-i bine. Vreau să vă spun că mi s-au schimbat ideile foarte mult pentru că acum, de fiecare dată când el își dorește, de fiecare dată când el are nevoie să fie ținut în brațe, îl țin în brațe și nu mă interesează dacă se va obișnui să fie ținut în brațe. Pentru că nu ții un copil în brațe pe veșnicie, ții un copil în brațe atâta timp cât are nevoie. Trebuie să vă gândiți că acest copil a stat în pântecul nostru 9 luni de zile, iar în momentul în care vine și trăiește în viața extrauterină, este normal să aibă nevoie de mama lui cât mai mult. Eu de fiecare dată îmi țin copilul în brațe fără să mă gândesc că se va obișnui, pentru că va veni o vreme când ne vom dori probabil să-i mai ținem și asta îmi spun și părinții mei, îți vei dori să mai stea lângă tine și o să plece. O să plece la facultate, o să plece și o să facă o viață a lor și nu o să mai ai cum să-i ții în brațe, așa că eu atât cât sunt mici, ei nu au nevoie decât de hrană și de iubire, altceva nu au nevoie când sunt atât de mici. Dar dacă îi le ofer pe astea, cred că este cel mai bun start ca să aibă o viață foarte bună și în special din punct de vedere emoțional. Vă mai mărturisesc că nu sunt deloc stresată și asta chiar m-au spus prietenele mele, că îl văd pe bebe că este foarte calm și că ele mă știu pe mine fiind o persoană foarte calmă și relaxată și cred că de asta și el este așa. Cred că este unul dintre motive, nu spun că este o regulă, însă eu mi-am dorit foarte mult să fiu relaxată și să încerc să îi ofer cel mai bun start pe care îl aș putea oferi. Așa că eu de obicei nu dau sfaturi, dar acum simt să vă împărtășesc toate lucrurile astea. Este să faceți totul așa cum simțiți, să vă creșteți copiii fix cum simțiți și să nu luați în considerare tot ceea ce ne impune societatea, pentru că în momentul în care ești însărcinat, în momentul în care devii mamă, tinzi să fii foarte vulnerabilă pentru că vină în jurul tău foarte multe informații. Cel mai important este să iei în considerare ce spun oamenii, dar să faci așa cum simți tu. Unul dintre lucrurile ce vreau să vi le mai spun și pe care îl consider foarte important, pentru că asta ne bântuie pe toate, pe noi femeile, fără să vrem, este vorba de kilograme. Și aici vreau să vă spun că după ce am născut, lucrurile în capul meu s-au schimbat total. Dar vreau să vă explic puțin celor care condamnați femeile pentru felul în care arată, pentru că s-au îngrășat, pentru că de ce mai ai burtă după ce ai născut? Ei bine, corpul are nevoie de 9 luni de zile pentru a ajunge în stadiul de a da naștere unui copil și de tot atât de multe luni ca uterul să se retragă, ca tot organismul tău să ajungă la normalitate și, bineînțeles, toate kilogramele acumulate în timpul sarcinii au nevoie de timp. Înainte eram complexată de felul în care arăt. Mă simțeam prost când, nu știu, mă îngrășam, când slăbeam, nu eram mulțumită nici cum. Însă acum mă gândesc că în viața mea s-a petrecut cel mai frumos eveniment, că s-au produs atât de multe schimbări.
că am nevoie să mă recuperez fizic. De asta sunt 6 săptămâni de leuzie, de asta te cheamă la control peste 6 săptămâni să vadă dacă ești în regulă. Medicul mi-a spus că o să-mi dea acordul după 6 săptămâni dacă am voie să fac sport și ce tip de sport o să am voie să fac. Așa că ceea ce vreau să vă spun despre kilogramele în plus este: încetați să mai condamnați femeile care nasc pentru că s-au îngrășat, pentru că este absolut normal. Ar trebui să fie ultimul lucru care să vă streseze. Credeți-mă, eu am trăit cu chestia asta cu kilogramele în plus o mare parte din viața mea și pentru asta, în momentul de față, mă simt cea mai împlinită și cea mai fericită și, culmea, am atât de multă răbdare cu mine și vreau să-i ofer atât de multă iubire și răbdare corpului meu, încât nu-mi vine să cred. Mi se pare de prost gust, mi se pare că oamenii și în special femeile, în special de la femei, vin foarte multe lucruri, comentarii negative către alte femei. Sunt femei care au născut și poate că au avut norocul să nu aibă kilograme în plus și condamnă alte femei pentru felul în care arată. Mi se pare cel mai josnic mod de a îi vorbi unei femei, pentru că fiecare are un motiv pentru care arată în felul în care arată și nu ar trebui să judecăm pe nimeni. Așa că faptul că o să ai câteva kilograme în plus nici n-ar trebui să ți se pună în balanță undeva, să te gândești la asta în momentul în care rămâi însărcinată, pentru că, și vă dau exemplul meu, dacă am reușit să arăt așa și apoi așa și acum așa, înseamnă că o să pot arăta din nou în felul în care îmi doresc și nu vreau să mă stresez cu așa ceva. Pentru că v-am vorbit despre toate problemele astea pe care le poți avea în timpul sarcinii, după la 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 la, vreau să vă spun că prima lună cu bebe a fost minunată, este minunată în continuare, mă fascinează tot ce se întâmplă, îi analizez privirea, genele, pielea, tot. A fost o lună pe care eu, din fericire, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am simțit-o copleșitoare, nu am simțit-o dificilă. Într-adevăr, mă simt obosit în unele zile. Am avut norocul ca el să doarmă în cele mai multe dintre nopți, 7 ore, 6, 8 ore. Dar să știți că se trezește și noaptea câteodată, mă trezesc, îl alăptez și apoi îl las să doarmă, se mai trezește câteodată din 3 în 3 ore, dar sincer am câteodată sentimentul ăsta că de-abia așteptam să se trezească, deși câteodată simt că îmi vine să adorm cu el în brațe, dar îl vreau treaz, îl vreau acolo, lângă mine, să-l văd, să-l analizez, să-l miros. Este un sentiment pe care nu l-am mai simțit și nu, cine nu are copii n-are cum să explice, mi-am dat și o seama acum. Dar în rest a fost bine. Păi simt că mă descurc atât de bine și chiar simt că, deși înainte să naști, simți că toate lucrurile sunt complicate, că nu o să știi să schimbi pampers-ul, că nu o să știi să-l ții, că ți-e frică să-l ții, că lucrurile vor fi atât de complicate, am impresia că în momentul în care îl ții pentru prima dată în brațe, parcă vine cu manual de instrucțiuni și știi cum să gestionezi toate situațiile, știi cum să-l schimbi, știi ce să-i faci. Vreau să vă spun că înainte mă gândeam că o să am atât de multă nevoie de ajutorul mamei mele, încât tot asta îmi imaginam și la prima băiță mă gândeam că trebuie să fie ea lângă mine. Ei, ea a fost plecată, mai ales în prima săptămână nu a prea putut să fie pe acasă și atunci am fost doar eu cu bebe și cu Liță. Și a fost chiar simplu, a fost simplu să-i fac baie, am mers, nu știu, după instinct și după cum am simțit eu. Dar mă bucur că este o experiență faină și de-abia aștept să văd cum este în continuare. Acum trecem prin primul salt mental și văd că începe să se uite după mine, să ne recunoască vocile, să se uite după tot felul de lumini și să scoată sunete, deci este fascinant. Mă bucur foarte mult de experiența asta și o să vă țin la curent cu ce se întâmplă mai încolo. Chiar îmi face plăcere să povestesc despre tot ce mi se întâmplă. Așa că vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Sper că am încurajat câteva fete, femei aici, de ce nu, pentru că îmi doresc să fiu un exemplu cum că sarcina și mai ales nașterea poate să fie o experiență super plăcută.
Așa că vă doresc numai bine și ne vedem în următorul vlog. Vă pup!